Salutare, tare, dragii mei! Care ați ales numărul 3 și anume energia Arhanghelului Metatron? Haideți să vedem care sunt mesajele bonus pe care vrea să vi le aducă pentru luna octombrie. O să începem cu mesajul de pe la Mella cu numărul 42. Revelarea, cred că scrie acolo, lui Dumnezeu în universul ființei umane. Ia că se arată și spune așa, sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu. Te ajut să cunoști atributele tainice a lui Dumnezeu, pentru că El e cel care, teoretic, decodifică niște treburi și ne ajută să le înțelegem. Te introduc înaintea chipului celui misterios al lui Dumnezeu. Ai grijă cum te îmbraci, cum îți îmbraci sufletul. Bun. Hai să vedem ce alte mesaje mai vrea Metatron să vă aducă pentru luna octombrie. Interesanta energie a lui Metatron. Ia să vedem ce anume vrea să vă mai spună, în afară de faptul că vă introduce în fața lui Almighty. Ia să vedem ce avem. The High Priestess of Air, Marea Preoteasă a Aerului, planul mental, gândirea, ideile. Poate vă ajută Metatron, ia că să downloadați așa niște concepte interesante care să facă un click acolo puternic în interiorul vostru și de acolo să se producă niște schimbări. Of, deceit, iacătă, înșelăciunea. Foarte interesant, pentru că mesajul acestei atenție, mare atenție, că mi s-au făcut părul, nu știu cum, pe mine, trebuie să stăm puțin la mesajele astea. Atenție, dragii mei, la mesajele pe care le primiți și folosiți-vă de compasul înțelepciunii voastre, pentru că s-ar putea să fie și alte forme de energie și alte entități care să vă transmită niște mesaje pentru a vă păcăli. Mare atenție, warning mi se transmite, da? Atenție la ce mesaje primiți. Interesant mesajul. Stați două secunde că e mai dubioasă treaba decât mă așteptam eu să fie. Avem reprezentat în cultura noastră treaba asta cu dualitatea. Mi-aduc aminte de nu știu ce cărți pe la școală, pe acolo, cu, știți, de dragul discuției cu îngerașul și celălalt, da? Unul pe un număr, unul pe un număr. Vor fi niște mesaje pe care le veți primi și dintr-o parte și din alta. Ține, uiacă-te, poate nu degeaba, și nu degeaba vine Metatron alături de voi să vă ajute să discerneți care este care și pe care să îl urmați. Ok, am încredere în voi, atât pot să zic, am încredere în voi că veți face distinția clară între ceea ce între mesajele pe care le veți primi în această lună. Este ceva, unii dintre voi sunteți influențați de niște energii. Nu vreau să intru acum în măsurător și alte treburi, dar mi se zice foarte clar, fie locul în care vă aflați este infuzat cu astfel de fie forme gând, fie energii care vă influențează negativ în plan mental. Pot fi implanturi energetice cu care ați venit sau care v-au fost fixate în această existență, depinde de la caz la caz. Am lucrat cu multe cazuri de implanturi energetice, se pot depista și se pot deconecta prin ședințe de hipnoză. În fine, vedeți care este treaba și cum stați cu mentalul în această lună, pentru că v-am spus, sunt niște influențe acolo și sunt stările acelea, fie de atac, de panică, inexplicabil. Bă, n-are de ce să-mi fie teamă, n-are de ce, o frică, o spaimă care vine de niciunde, gânduri, daiurea care vin de niciunde, da, în mod logic, rațional, ele vin de undeva. Și tocmai v-am spus de unde pot proveni. Mai sunt și alte cauze, dar asta mi se transmite acum din niște implanturi energetice. Bun. Hope. Există speranță, dragii mei, dacă vă confruntați cu stări anxioase, dacă vă confruntați cu paralizie în somn sau tot felul de
chestii de-astea inexplicabile, să știți că există speranță, există vindecare, vă zice clar Arhanghelul Metatron. Căutați, da, să, persoane care știu să lucreze cu astfel de cazuri, cu astfel de situații, se rezolvă fără doar și poate, asta vă spun din proprie experiență. Nu sunteți nebuni, n-ați luat o razna pe câmpii, nu se întâmplă nu știu ce cu voi, sunt doar niște influențe din câmpul vostru energetic, în cele mai multe cazuri. Bun. Ei, Metatron, ce faci tu mie? Bun, hai să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vrea să vă mai transmită Metatron. Okidoki. Ok. Bun, hai să vedem mai departe ce vrea să vă mai transmită. Perfect, iată-te, The Guardian Familiar. Dacă aveți pisicuțe, da, în special pisici, la ele mă refer, e foarte bine. Ele sunt gardienii voștri în lumea spirituală. Observați în ce locuri se poartă pisicile ciudat prin casă, pe ce zone ale corpului vostru se așează pisicile în mod obișnuit, pentru că el nu se așează daiurea, să ne înțelegem, ele simt niște treburi acolo. Sunt și dacă o pisică intră în casa ta, știe de ce intră, știe că ai nevoie de protecție în lumea spirituală. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem The Pentacle Respect, iată, este pentacul, da, am zis-o până la urmă, pentagrama, vorbește despre, măi, nu vă jucați, aoleu, nu vă jucați cu lucruri pe care nu le știți, stați așa că mai vine un mesaj foarte interesant, nu vă jucați cu lucruri pe care nu le cunoașteți, nu vă apucați voi să invocați niște treburi. Atenție, mare atenție în general, mai ales în luna octombrie, vălul între cele două luni este foarte subțire, nu vă apucați voi să invocați niște energii despre care habar nu aveți, nu vă apucați să faceți ritualuri pe care nu le știți. Show respect, îmi spune, arată respect pentru această artă a folosirii energiilor, trebuie în primul rând înțeleasă și tratată cu respect, pentru că ți se întorc niște treburi de nu ai să știi pe unde să scoți cămașa. Dacă v-ați jucat în trecut cu treaba asta, vedeți cum o îndreptați. Vedeți cum o îndreptați, e pentru unii dintre voi. Mare atenție, mare! Ia să vedem. Ok, cloak. Iată, pentru unii dintre voi vine momentul să vă dați gluga jos. Unii dintre voi aveți niște talente. Ok, mai vine un mesaj. Metatron, ce-mi faci tu mie? Unii dintre voi aveți niște talente, să le spunem, mai dezvoltate decât ceilalți. Vreau să ne înțelegem, toate abilitățile astea sunt în absolut toate persoanele de pe planeta asta. Unii le-au mai dezvoltate, alții mai puțin dezvoltate. Dar vorbesc de aceia dintre voi care aveți niște talente. Vine momentul să le scoateți la suprafață, dar să faceți lucrul acesta, repet, cu respect pentru această artă a magiei, pentru că este o artă, cum este și divinația și așa mai departe, da? Dă-ți gluga jos, vine, a venit momentul în această lună să arăți lumii cine ești tu cu adevărat. Poți merge pe ce parte vrei, ți-o spune Metatron acum, magia este magie. Intenția cu care folosești și manipulezi energiile ține de tine și dă acea nuanță de alb sau negru. Alege ce vrei tu să alegi, da? Nu te oprește nimeni din a face o alegere. Doamne, deci nu vrei să știi ce energii sunt aici în cabinet la mine acum. Alegerea ți aparține, da? Orice ai alege, orice drum ai alege, orice nuanță de lucru cu energia ai alege, respectă-l, fă-l munca cu respect. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vrea să vă mai transmită. Oh, tu l-ai, Doamne! Ok. Nu vă jucați cu niște treburi, nu vă jucați Moonlight, lumina lunii. Și vedem luna și în cartea aceea de Hope. Luna vă veghează, iată, vedem, ceva va deveni foarte, foarte clar under the moonlight, la lumina lunii, într-o fază de lună, posibil lună plină, nici nu știu în ce vine luna plină acum, moment important pentru voi, fie vi se activează niște chestii, vi se arată niște treburi, vi se vor transmite niște mesaje, dar veți fi și se va încerca să fiți păcăliți.
Și asta se întâmplă și am văzut-o de multe ori, se întâmplă mai ales pentru persoanele care au o misiune spirituală importantă aici. Vin anumite alte energii să încerce să te ducă pe alte cărări, pe alte drumuri, să-ți dea panică, să-ți dea neîncredere, să-ți dea frică, să-ți spună că trebuie să servești nu știu ce în loc de nu știu ce și așa mai departe. Been there, done that, da? De foarte multe ori am văzut și am experimentat pe propria piele niște treburi. Veți vedea clar niște lucruri, sper eu. Da, exact, thank you, spirit. Urmează busola. Busola este sufletul tău, ce-ți dictează inima ta, ce e corect, ce e bine, ce e bine, ce e corect pentru tine. Nu vreau acum să spun că da, mergi pe aia, că e bine, mergi pe cealaltă, că e bine. Tu știi ce e mai bine pentru sufletul tău și urmează drumul acela. Oh, dear God, ce interesant. Nu știu care ați ales numărul 3, aș vrea să vă cunosc. Cei care ați ales numărul 3, chiar mi-ar plăcea lucrul acesta. Forgiveness. Dați-i cu iertare, dragii mei, să nu vă întunece sufletul neiertarea. Și vă spun în felul următor, a te ține legat de răzbunare și de energia aceasta neiertării, furie, nu fac decât să sufoce creșterea ta spirituală. Let it go, let it go. Dă-i drumul, despovărează-ți sufletul de neiertare, de furie și de tot acest balast emoțional, pentru că unii dintre voi, repet, trebuie, aveți o misiune și trebuie să mergeți pe ceea ce noi numim lumină, da? Trebuie să mergeți pe drumul acesta pentru a face, mă rog, bine și așa mai departe. Că altfel te poți duce pe alte cărări. Nu. Eu când zic că și întunericul e bun, eu nu mă refer la black magic, să ne înțelegem, nu mă refer la magie neagră. Există, să ne înțelegem, există, se practică într-un mare fel, dar nu la asta mă refer. Mă refer la îmbrățișare, când zic îmbrățișează întunericul, îmbrățișează umbrele din tine, îmbrățișează fricile din tine, iadul din tine, că e creat de tine, că nu l-a creat nimeni acolo, da? Îmbrățișează-l, acceptă-l, conștientizează-l. Da, sunt influențe exterioare, conștientizează-le și pe ele, dar nu poți lupta cu răul venind cu mai mult rău, nu poți lupta cu furia aducând mai multă furie, că n-ai să o învingi niciodată, să ne înțelegem. Bun, forgiveness, dă-i cu iertare, asta era ideea de bază aici, este ceva ce vă strânge, vă sugrumă sufletul și e bine să vindecați. Soul solitude, dă-ți voie să ai niște momente cu tine. Your soul needs attention, îți spune sufletul tău, are nevoie de atenție, că e sufocat de furie și neiertare. There are moments when it's important to get away, not just from the noise of the outside world, but to find a place where your soul can experience peace and quiet, a place for soul solitude. Este nevoie și în această lună este nevoie să te retragi, sufletul tău are nevoie de atenție, are nevoie de liniște, un loc în care să simtă liniștea și pacea, pentru că există un tumult acolo, există o luptă, da, din cauza acelei neiertări. This is a time to pause, a time to reflect, a time for you. Este un timp de retragere, un timp de pauză, un timp pe care să ți-l acorzi tu ție, să lucrezi la acea neiertare, să lucrezi la acele umbre, să lucrezi la acele implanturi de care mi s-a spus mai devreme, ca să poți să-ți dai gluga jos și să arăți cine ești cu adevărat și să începi să-ți faci treaba pe care o ai de făcut aici, că n-ai venit degeaba. Era să zic să culegi cartofi, dar nici asta nu-i venit degeaba. Inspired passion, ia că te urmează și tu pasiunea, este un mesaj care a venit de când am început citirea Arhanghelilor, urmează pasiunea. Life devoid of passion can be boring, uninspired, blank canvas that slowly drains your soul. O viață lipsită de pasiune este plictisitoare, neinspirată, este ca o pânză albă care pur și simplu îți stoarce sufletul de puteri. Now it's a time to reignite your passion and rejoin life. Vine momentul să urmezi calea pasiunii tale și să te reconectezi cu viața. This is an opportunity to set new goals which will in return reconnect you with what is sacred. Vine momentul să te reconectezi cu pasiunea ta, să mai era un cuvânt aici. Să-ți faci planuri noi, da? Să te gândești la ce anume îți activează ție pasiunea în sufletul tău și mare atenție, mare, cum înțelegi care este misiunea ta, că multe persoane, da, vin și mă întreabă, păi de unde știu eu care este pasiunea mea, care este chemarea mea, care este darul meu, ce-ți place ție să faci cu pasiune, numai că te gândești la lucrul ăla, Doamne, l-aș face așa, nu știu, 24 din 24, mă, poate să fie și cultivată cartofi, să ne înțelegem, dar o fac cu pasiune, nu contează, aia este chemarea mea, să fiu agricultor,
Poate îmi place să cos, poate îmi place să dansez, poate îmi place, nu știu, să citesc în tarot, da, uite, un exemplu, dar o fac din pasiune, asta este chemarea mea, asta este misiunea mea, pentru asta am venit eu aici și dacă mă dedic întru totul acestei pasiuni, îmi fac misiunea și făcându-mi misiunea, automat mă ajut pe mine, dar îi ajut și pe cei din jurul meu. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem și să vedem și de aici un mesaj din partea lui Metatron. Doamne, are o energie foarte puternică, foarte puternică. Nu știu dacă se ajunge până la voi. Iată, vă veți conecta și vă așteaptă cei din familia voastră, tribul vostru vă așteaptă să dați gluga aceea jos de pe cap și să vă reconectați cu ei. În momentul în care veți face lucrul acesta, vă veți întâlni cu persoane cu care ați mai fost și în alte existențe, le veți recunoaște la nivel energetic și ele sunt persoanele cu care veți merge de acum înainte pe acest drum al misiunii voastre. Get wild, îți spune, da? Passion, ia că te roșul acesta, mergi mai departe în sălbăticie, cu pasiune, pe cărări necunoscute, neumblate de tine încă. Dă-ți voie să explorezi aceste teritorii noi ale ființei tale și te vor duce foarte departe. Haideți să vedem și de aici un mesaj. Ia să vedem frumusețea, ia că te caută să vezi frumusețea în absolut tot ceea ce te înconjoară. A simți și a vedea frumusețea în fiecare și în orice face să înflorească puterea ta și puterea ta de atracție. Dar uită-te la ceea ce este frumos, caută elementele frumosului în tine și în cei din jurul tău și ce este în jurul tău. Uită-te la tine și spui, băi, îmi plac, nu știu, ochelarii mei, bă, îmi plac ochelarii, îmi plac pomeții mei, sprâncelele, nu știu, buzele, whatever. Bă, îmi place, mă concentrez pe ceva ce îmi place. Că atâta timp cât ne vom concentra pe ceva ce nu ne place, vom vedea mai mult din acel lucru și îl vom vedea noi, îl vom vedea și în exteriorul nostru. Și nu mă refer numai la aspecte fizice, da? Mă refer și la chestii din interior. Haideți să vedem Metatron cu Metatron, să vedem ce vă dă și de aici. Oh, Metatron, I fucking love you! Bun, pentru voi, dragii mei, care aveți acea chemare și cred că unii dintre voi vă știți chemarea, alții urmează să primiți și să înțelegeți chemarea foarte clar în această lună. Tot vorbeam de familia voastră, da, de tribul vostru. Iată, avem Sirius, cealaltă casă. Se pare că unii dintre voi sunteți semințe stelare și vă zice în felul următor: vii din stele și sufletul tău a cunoscut numeroase încarnări, atât pe pământ cât și în alte dimensiuni. Ai o puternică legătură cu ființele de pe Sirius. În timpul meditațiilor pe care le faci, e posibil să reiei legătura cu ele pentru a-ți continua învățăturile din încarnările trecute și unii dintre voi ați fost healeri, da? Ați fost vindecători, ați fost călăuzitori, ați făcut niște treburi, vine momentul să vă readuceți aminte lucrul acesta, fie prin stare de meditație, fie prin hipnoză. Bun, haideți să mergem mai departe. Doamne, cât este de frumos! Haideți să vedem și de aici. Care sunt îndemnurile voastre? Sunt îndeajuns de bun și te rog din tot sufletul să crezi lucrul acesta. Nu sunt limitat de convingerile vechi și limitative ale familiei mele sau ale societății. Eu nu sunt cine mi-au spus ei că sunt, eu sunt cine cred eu că sunt și cine vreau eu să fiu. Pentru că sufletul meu știe mai bine. Mie nu mi-a spus nimeni niciodată că sunt tarot reader, da? Că pot face lucrul acesta și iată, sunt și fac ceea ce fac. Și credeți-mă pe cuvânt, cei din familia mea, atât cât este, că e foarte puțină, pot să număr pe degetele de la o mână și să strâng vreo două degete. Cam atât e familia mea. Dar... sunt persoane, da, din familia mea care îmi spun că tralalai de pe câmpii eu și cu nebuniile mele. Nu este nicio problemă, eu iubesc ceea ce fac, respect părerea persoanelor respective, eu văd de treaba mea înainte. Bun, sunt demn de a fi iubit, iată-te încă un lucru pe care te rog eu și Metatron, da, te rugăm să îl crezi. De cel puțin 3 ori pe zi stau în picioare cu brațele larg deschise și spun: sunt dispus să las iubirea să intre în mine. E bine să las iubirea să intre în mine. Poate faceți exercițiul acesta și vedeți ce se întâmplă.
Bun. Haideți să vedem și de aici trei mesaje drăguțe. Protection, iată-te, protecția și îți spune nu ești singur, ești protejat de ghizii tăi și de îngeri, ești protejat, așa că nu ai de ce să te temi. Ești în afară de faptul că ești protejat, înțelege că puterea este la tine, da? Tu ești puternic, foarte, foarte, mai puternic decât vrei să-ți dai seama. Și focus, concentrarea și îți spune, ai nevoie de o direcție clară în viața ta. Decide what you want in life, decide ceea ce vrei să faci în viață. Dar pentru asta stai puțin cu tine și vezi care este chemarea, care este pasiunea, ce-i face tu. Așa, tot timpul, da? Chiar dacă nu se uită nimeni, chiar dacă nu te plătește nimeni, chiar ce-i face tu din pasiune? Și ai putea să stai ore în șir făcând lucrurile alea, aia este chemarea ta. Bun, și hai să vedem dacă mai este vreun mesaj, mai este. Da, goals, obiectivele, și spune că a venit momentul în această lună să-ți aduci aminte de visurile tale, da, pe care le aveai poate de când erai foarte mic și le-ai pus acolo, că na, ți-a zis mamica că trebuie să fii doctor, avocat și așa mai departe, că dă bine, că nu știu ce. Aduți aminte de pasiunile tale și fă-le să devină realitate. Și haideți să vedem și o mantră pentru voi indicată de Metatron. I seek truth and act upon my realization. Caut adevărul și acționez în urma răspunsului primit. Caută adevărul din tine și când ai găsit adevărul din tine, acționează ca atare. Da, I am a witch. Da? Sunt ceea ce sunt și acționez ca atare și merg prin viață cu această credință. Bun. Mergem mai departe cu ultimul mesaj din partea lui Metatron, care va veni de aici îndată și a și venit pe aceeași culoare ca el, ca să nu ne supărăm. Sunet binefăcător, ia că te poate vă invită la sonoterapie, cine știe. Sunetele sacre și acum, fără niciun fel de glumă, au niște efecte fantastice de curățare a biocâmpului vostru, mai ales că vorbeam de niște implanturi pe acolo. Bun. Și haide să vedem la mele cu numărul 30. Hai cu 30. Ok, și vă zice în felul următor. Trăiește în propriul tău ritm, exprimă-te în mod creativ. Sunetul este o formă de energie care vibrează profund în sufletul nostru. El ne poate inspira să ne depășim limitele sau ne poate ajuta să trecem cu bine peste perioade de tristețe, propulsându-ne la un nivel emoțional profund, transcenzând indivizi, grupuri, comunități și culturi. Încă din momentul originii vieții, din momentul concepției, bătăile inimii mamei noastre aveau puterea de a ne liniști. Muzica este pretutindeni în viața noastră. Majoritatea dintre noi ascultăm muzică în fiecare zi. Ea este o sursă de relaxare, de comunicare, de vindecare și de plăcere, ceea ce o face un remediu puternic. Ea te poate dinamiza sau destinde, te poate ajuta să treci cu bine peste momentele grele sau te inspiră să-ți depășești propriile limite. Muzica este limbajul universal al sufletului, ea ne permite să ne realiniem cu sinele nostru superior. Ești în comuniune deplină cu sinele tău superior? Care sunt cuvintele pe care le repești cel mai frecvent cu voce tare? Ia uite ce întrebări frumoase! Dar pe cele care le folosește vocea ta interioară? Reprezintă ele egoul sau sufletul tău? Muzica ne influențează considerabil starea de spirit, deci ai grijă ce asculți. În acest moment ești foarte influențat de sunete, cuvintele sunt puternice, cuvintele și sugestiile repetate de mai multe ori au un impact puternic asupra psihicului nostru. Și aici, da, mantrele și mesajele subliminale. Ești încurajat să îți reevaluezi alegerile în ceea ce privește comunicarea cu tine însuți și cu ceilalți. Ce și pe cine alegi să asculți? Chiar și cu cele două cărți, ce și pe cine alegi să asculți? La fel ca și viața, muzica este un hățiș de posibilități. Aceasta poate fi frumos sau un adevărat dezastru. Este timpul să-ți organizezi viața. Fixează-ți obiective și planuri de acțiune care să susțină un stil de viață binefăcător. Fii atent la tonul pe care îl folosești în interacțiunile cu ceilalți. Avea mama mea o vorbă, tonul face muzica. Și așa este, nu ridica vocea, ci îmbunătățește-ți argumentele. Îți comunici sentimentele ființei iubite, copiilor, familiei, prietenilor sau colegilor de serviciu, da sau nu? Educația și deprinderea unor noi competențe sunt acum posibile pentru tine.
dacă ești deschis către metode creative și îți reevaluezi viața, proiectele și alegerile în carieră. Energia stagnantă poate fi sublimată ușor prin intermediul exprimării artistice și muzicale. Desenează, pictează, cântă, fie vocal, fie la un instrument sau dansează, pentru a-ți susține creativitatea și pentru a-ți insufla o viață nouă. Și încă o idee forță venită de aici, ascult enigmatica tăcere din spatele cuvintelor. Savurez muzica cea tainică de dincolo de sunete, mă hrănesc cu puterea dumnezeiască a sinelui meu nemuritor, vibrez la unison cu ritmul universului sublim. Dragii mei care ați ales numărul 3, acestea sunt mesajele pe care Metatron, hopa, că dărâm aici, pe care Metatron a vrut să vi le aducă bonus pentru luna octombrie. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip sau de super mulțumire pentru super fanii mei, unde puteți face o mică donație canalului meu de YouTube și eu vă mulțumesc foarte mult pentru lucrul acesta. Aștept, bineînțeles, comenturile voastre în secțiunea de coment, dragii mei, și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.